Da, vreau să îmi reamintesc. Am văzut ceva și sunt de acord sau nu cu ce a spus cineva și vreau mie să îmi reamintesc că sunt pe drumul cel bun. Da? Înăuntru. Suntem. Ieșim în afară, în formă. Am ieșit din mine într-o formă. Tot universul din noi iese într-o formă, da? Proiecțiile. E copacul, e cățelul, e pisica, e găina, e porcul, e leul, e toate animalele, toate juvinele, tot ce e viu pe pământ și mort. Totul iese, da? Totul static, totul iese din mine, da? Energia se proiectează în afară. Și cum ar fi eu ca de la sursă la sursă și sursa care proiectează? Eu așa înțeleg acum. Cum ar fi eu sursa care proiectează? O găină am proiectat-o, vezi? Și s-o mănânc. Păi e energia vie care eu o conțin, o conține omul care știe că doare, care simte. Cum pot să o mănânc? Eu nu cred că se pune problema. Nu știm, învățăm. Oh, m-am apucat căldurile. Nu cred că se pune problema. Mâncăm sau nu carne, când, după ce ne trezim spiritual. Da, se dă peste cap totul. Nu mai există spiritual nespiritual, nu mai există religii nereligii, nu mai există nimic și există totul, da? Și ești de acord cu totul și cu nimic. Ca așa am făcut. Și n-am putut să mănânc un timp carne și după aia zici că eram scăpată de undeva. Mâncam carne toate felurile și nu mă puteam opri și ziceam că e minunat. Mi s-au deschis niște supape, da? Ca pe urmă, numai eu știu cum mi s-a răsturnat în organism totul și nu te lasă universul, nu te lasă să mănânci a proasta, ce nu e, nu trebuie să mănânci, ce nu trebuie să primească organismul tău, nu te lasă. Te lasă să te joci, să te prostești până într-o zi, până ori te ia de tot, de pe pământ, ori îți dă peste mâini, peste gură, peste îți răstoarnă în stomacel, alergam, vomitam, eram, da, și știam de ce. Imediat imaginea cu mâncarea asta, cu mâncarea asta, cu mâncarea asta. Așa că mi-o tot readuc aminte și s-o țin minte că amintirile, ia uite, da? Amintirile, cum m-am gândit, cum nim. Amintirile ne duc într-o direcție alta, de fapt, de care suntem noi și de care cred că avem nevoie. Așa mă gândesc. Nu știu ce am zis, dar am simțit să o zic.